Acum știm cum să folosim inteligent folosind fondurile de investiții. Toată lumea care poate pune bani deoparte poate face asta. Întrebarea este de ce să investim pe termen lung dacă nu știm ce va fi mâine? Îl avem astăzi invitat pe domnul Horia Braun Erdei, CEO la Erste Asset Management, companie care se ocupă de investițiile a 90.000 de români. Bună ziua, domnule Braun! Am o întrebare așa pentru început. De fapt, vreau de fapt să o repet pe cea de mai devreme. De ce să investim pe termen lung dacă nu știm ce va fi mâine? V-aș răspunde cu o întrebare. În cine aveți mai mult încredere? Într-un prieten din copilărie pe care îl cunoașteți de foarte mult timp sau cineva cu care v-ați întâlnit acum o săptămână sau o lună? Cam același lucru se întâmplă și cu investițiile. Trebuie să investim pe termen lung din același motiv pentru care facem angajamente pe termen lung, gen căsătorie, facem copii. Acestea sunt niște angajamente personale. De ce să nu facem un angajament și pentru bunăstarea noastră? Că, de fapt, o investiție cam asta e, un angajament pentru bunăstare. Și atunci, cu cât îl facem mai comiși, mai deciși și cu cât ne gândim pe termen mai lung, cu atât acea relație cu banii noștri și cu bunăstarea noastră va fi mai profitabilă. Vom putea avea mai mare încredere la ce trebuie să ne așteptăm și asta aici intervine statistica. Cu cât ne uităm pe cifre pe termen mai lung, cu atât statistica este mai de încredere. Putem să vorbim de randamente care sunt mai stabile decât dacă vorbim de influența unor șocuri pe termen scurt, cum a fost, de exemplu, cel din primăvară, care a creat o anumită turbulență pe piață, dar dacă o să tragem linie și o să ne uităm pe 10 ani, o să vedem că acest șoc o să dispară aproape în grafic și o să vedem doar tendința pe termen lung, care, în general, pentru investiții e una crescătoare. Dar în afară de privirea spre termen lung, mai trebuie să țină cont investitorul și de alte tipuri de principii? Mai este și altceva? Că nu cred că este de ajuns doar privirea pe termen lung și atât. Sigur că da. Aș începe prin a spune că, din ce cunosc eu, sunt trei moduri de a face bani. Să muncești pentru ei, să-ți asumi calculat niște riscuri sau pur și simplu să ai noroc, un noroc chior, să zicem așa, bani din cer. Sigur că ne-am dorit cu toții să avem noroc, dar norocul prin definiția lui nu stă cu noi în casă tot timpul. Și atunci e un principiu important ca să avem în vedere o asumare calculată de risc, pentru că atunci când vorbim de investiții ne aflăm cam în zona aceasta de asumare calculată de risc. Și la această asumare calculată de risc trebuie să îi punem în contrapondere răsplata pentru această asumare. Deci relația dintre risc și randamentul așteptat este un principiu foarte important și trebuie să ne calibrăm gândirea pentru investiții în acești termeni. Respectiv, dacă ne dorim și avem nevoie de un randament mai ridicat, probabil va trebui să ne asumăm calculat un risc ceva mai mare și evident și orizontul va fi ceva mai îndelungat. Dacă nu vrem să ne asumăm prea multe riscuri, dar în această situație trebuie să ne așteptăm și la niște randamente care în medie o să fie mai scăzute decât pentru o investiție mai riscantă. Un alt principiu important tot în zona aceasta de asumare calculată de risc este acela al diversificării. Pentru că diversificarea e o modalitate simplă de a mai reduce din acel risc. Ca un exemplu, putem să investim într-o acțiune, nu știu, la Tesla, la Apple, care putem să avem noroc și să ne crească în câteva luni de zile cu 30-40%. Trebuie totuși să fim conștienți că ce s-a întâmplat în acea perioadă, o astfel de creștere într-o perioadă de scurtă de timp, se datorează în mare parte norocului. Și atunci, ca să îmblânzim puțin expunerea asta față de șansă, față de hazard, trebuie să ne punem ouăle mai multe coșuri și să încercăm să ne expunem nu doar pe o singură acțiune, ci pe un portofoliu de acțiuni, nu doar pe un singur sector economic, ci pe mai multe sectoare economice, doar pe un singur tip de instrument financiar,
acțiunile le combinăm și cu obligațiuni, poate și cu investiții alternative, gen mărfuri, și atunci obținem un portofoliu al cărui randament e în general mai stabil. Și un al treilea principiu important este acela al lichidității. Întotdeauna când facem o investiție, trebuie să ne gândim și la momentul când, din diverse motive, fie că ne-am atins obiectivele, fie că suntem forțați, vrem să lichidăm acea investiție. Atunci trebuie să ne gândim cine va cumpăra instrumentul financiar pe care îl avem noi în portofoliu. Deci trebuie să ne gândim la acest aspect al lichidității, cum îl numim noi pe piețele financiare. Cu cât un instrument se tranzacționează mai des și are potențial interes din partea unui număr mai mare de alți investitori, cu atât lichiditatea lui e mai bună. Și în general, când vorbim de investiții în fonduri mutuale, vorbim de investiții lichide, care au în spate instrumente tranzacționate în mod activ pe piețe reglementate. Ați repetat cuvântul noroc de vreo 3-4 ori. Este atât de important norocul în cazul investițiilor pe termen lung? Înțeleg că nu foarte mult, dar cred că este totuși o mică doză acolo, nu? Bineînțeles, atunci când, ca oriunde în viață, există și un dram de noroc, ghinion, de șansă, de aleatoriu. În investiții, așa cum am spus, încercăm să nu putem să controlăm, dar putem să punem, să îngrădim puțin marja de manevră a hazardului, să spunem așa, în funcție de cum construim strategia de investiții. De asta, când vorbim de investiții, trebuie să distingem între strategie de investiții și investiții făcute cu angajament față de, să zicem, a juca la bursă, unde putem avea noroc sau ghinion și de multe ori nu prea știm ce facem și doar nimerim anumite conjuncturi care merg în favoarea noastră, dar s-ar putea să nu meargă mâine în favoarea noastră, pentru că ele nu avem un control asupra lor. Ce bariere stau în achiziția de produse de investiții în general? Cred că sunt și în primul rând cred că sunt bariere de ordin psihologic. Odată, atunci când auzim pe multă lume că face investiții într-o mașină, face investiții în imobiliare, face investiții cumpărând euro pur și simplu și ținându-l în contul curent sau chiar în numerar. La genul ăsta de așa zis investiții, trebuie să ne gândim totuși la toate costurile implicate, respectiv atunci când investești în imobiliare, într-un apartament, achiziționezi un apartament, trebuie să te gândești la și să pui pe hârtie efectiv toate costurile, inclusiv, de exemplu, perioada în care deții apartamentul și nu reușești să-l închiriezi, sau perioada între momentul în care îți pleacă un chiriaș și găsești un altul. Când vrei să vinzi acel apartament, ai o grămadă de costuri administrative implicate. Trebuie să-ți pui pe hârtie aceste costuri să vezi dacă investiția respectivă e într-adevăr rentabilă sau nu. Dacă vorbim de investiția în mașină, să spunem așa, ea nu produce neapărat o recompensă. E evident un bun care îți aduce o utilitate, dar nu poți să gândești la această investiție ca și o investiție care produce un anumit randament, anumite cash flow-uri, evident, decât dacă folosești mașina, de exemplu, pentru o afacere, da? În scopuri personale, nu. Iar în ce privește investiția în cumpărarea de euro și ai deține în contul curent, deținerea asta e erodată în timp și dacă ne uităm cel puțin la ultimii 10 ani, o astfel de deținere de euro în contul curent sau în numerar, în general a avut un randament mediu sub rata inflației. Deci ea se erodează în timp, la fel cum orice deținere de numerar și deținere în contul curent se erodează prin erodarea puterii de cumpărare.
Pe lângă asta mai sunt și alte mituri, să spunem așa, în ce privește investițiile, acela că e nevoie de bani mulți ca să faci investiții. Ei bine, în fonduri mutuale pentru o investiție nu ai nevoie de bani mulți. La noi prima investiție are o sumă minimă egală cu valoarea unei unități de fond, care pentru unele fonduri e și 20 de lei. În general, să spunem, 100 de lei e o sumă cu care poți foarte ușor să faci o investiție, deci nu e vorba de sume foarte, foarte ridicate. Sigur că mai e și acel aspect legat de poate reticența față de costuri, dar și aici, în cazul unui fond mutual, costurile nu sunt une foarte, foarte ridicate și mai ales ele se amortizează pe termen lung cu cât deținerea e mai îndelungată. Așadar, că cam ce strategie ar trebui să facă investitorii? La ce să se gândească? Aș privi din perspectiva unui general, a unui om de rând, să spunem. Cred că e important să ca oricare dintre noi să gândească lucrurile sub două aspecte. Odată, oricine are nevoie de o plasă de siguranță are nevoie să economisească o sumă la care să aibă acces și pe care să poată conta pe termen scurt în caz de urgențe sau dacă vrea să le folosească pentru nevoi curente. Și astfel e bine să-ți construiești un astfel de portofoliu de siguranță care să-l investești în instrumente cu randamente mai mici, dar cu o stabilitate mult mai mare a randamentelor și cu riscuri mult mai mici implicate. Însă pe lângă acest portofoliu de siguranță, cred că e important, mai ales în lumea de azi unde dobânzile sunt la minime istorice pe plan internațional și în România ele au scăzut la niveluri foarte, foarte mici, randamentele, chiar și randamentele titlurilor de stat la fel. În acest context trebuie să te gândești și la un portofoliu de creștere pentru acele obiective pentru care vrei să strângi bani pe o perioadă mai lungă și acele sume pe care nu le aloci nevoilor curente, ele trebuie să le aloci într-un astfel de portofoliu de creștere. Un astfel de portofoliu de creștere, de acumulare, așa cum spuneam, trebuie să aibă un risc calculat ceva mai mare, să aibă probabil o alocare și către instrumente mai riscante, obligațiuni emise de companii, de exemplu, sau, bineînțeles, acțiuni, probabil în proporții de cel puțin 10%, și aici deja plaja e mai largă în funcție de situația particulară a fiecărui individ sau familie. Dar cam asta cred eu că trebuie să fie abordarea și, de asemenea, o abordare de respectarea celor principii pe care le-am menționat, calibrarea între risc și randament, lichiditatea și diversificarea. Totuși, ce spune unui tânăr de 25 de ani care se află acest acum de pe băncile facultății și s-a angajat? Și de asemenea, sunt curios și cum vă gândiți în cazul unei familii cu copii, de exemplu. Ce să facă ei? Cum trebuie să gândească? Unui tânăr i-aș recomanda să înceapă să-și formeze un obicei de a investi, chiar dacă sume mici. Așa cum am spus, poate să fie 100 de lei pe lună, un anumit procent din venitul lunar care să nu-i apese prea mult asupra nevoilor curente, dar să-și formeze acest obicei, pentru că formându-și acest obicei, el va ajuta în viitor, atunci când, pe de o parte, că acest obicei va permite să economisească anumite sume mai mari pe care să le poată după aceea cheltui pentru a-și îndeplini visele sau unele obiective pe termen scurt, nu știu, o vacanță pe tărâmuri îndepărtate care costă o anumită sumă de bani, trebuie să economisești ca să îți permiți așa ceva. Și uite, un obicei de genul ăsta te ajută să ajungi acolo. Și pe lângă asta, obiceiul odată format, atunci când acel tânăr va avansa în carieră și va avea venituri ceva mai mari, poate va trece în cealaltă categorie de familist cu copii și responsabilitățile vor fi ceva mai mari,
atunci nevoia de economisire va fi mai mare, dar și posibilitățile de a economisi vor fi mai însemnate. Dar având acest obicei deja format, acest comportament de economisire va fi mult mai ușor și sumele care vor putea fi acumulate în timp vor fi mult mai însemnate, acoperind nevoi mult mai sofisticate decât cele, să zicem, inițiale, când nu știu, orizontul unui tânăr probabil este unul mult mai scurt, dar el se va lungi pe parcursul vieții lui. Iar am pentru tot discutat în decursul tuturor interviurilor de până acum despre faptul că orizontul de timp cât mai îndepărtat este foarte important pentru a se vedea randamentul obținut, pentru că practic așa îl vezi în timp. Dar nu știu, un tânăr are practic o perioadă mai lungă. Vedeți nu știu, produsele astea de investiții doar pentru tineri? Nu, pentru tineri există acest, să zicem, lux al unui orizont mai lung și atunci poate acea sumă mică pe care o economisește astăzi poate fi investită în instrumente mai riscante, în acțiuni. Te împrietenești cu acțiunile de tânăr și la bătrânețe o să te bucuri că ai un prieten atât de vechi. Pentru acea familie, să zicem, unde responsabilitățile sunt mai mari, calibrez puțin riscul portofoliului un pic mai jos. Randamentul și el va fi ceva mai scăzut, dar ceva mai stabil, mai predictibil. Dar chiar și dacă vorbim de persoane mai în vârstă, cred că nu neapărat vârsta este cea care definește profilul investitorului. Ca să vă dau un exemplu, unul dintre primii investitori care am avut de-a face în fonduri mutuale a fost o persoană în vârstă de peste 70 de ani, care și-a adus tot portofoliul și l-a investit în acțiuni destul de riscante. De ce? Pentru că obiectivul acelei persoane era să lase moștenire suma respectivă unei fundații. Deci, de fapt, orizontul de investiție nu era până la sfârșitul vieții acelei persoane, ci se prelungea mult mai mult. Deci nu aș spune că vârsta este cea definitorie, ci ceea ce vrem de la banii pe care investim. Dar o investiție într-un fond se lichidează repede? Durează mult de obicei? Nu. Ea, cu atât mai mult cu cât acel fond de investiții are investiții în piețe lichide, deci așa cum spuneam mai devreme, acolo unde găsești repede un cumpărător pentru marfa ta, lucrurile sunt destul de simple, depui o cerere de răscumpărare și în termen de 2-3 zile ai acces la bani. Fondurile deschise, vorbim acum de fonduri de investiții deschise, pentru că există și fonduri închise unde este o altă situație, dar majoritatea fondurilor din România sunt fonduri deschise, iar într-un fond deschis lichidarea investiției se face relativ simplu, v-am spus, e doar o cerere de răscumpărare care e onorată într-un termen în care practic se decontează instrumentele financiare de pe piețe și acest termen e în general de 2-3 zile. Care sunt top 3 beneficii ale unei investiții în fonduri? Cred că top 3 beneficii corespund acelor trei principii. Diversificarea, faptul că nu investești prin lege, un fond de investiții nu poate să aibă expunere pe una sau câteva instrumente financiare, ci pe un portofoliu mai larg de instrumente financiare. Și evident, dacă vorbim de fonduri de investiții care au fonduri diversificate, fonduri mixte, acolo prin definiție diversificare e și mai mare. Un al doilea avantaj, lichiditatea, așa cum vorbeam mai devreme, în câteva zile ai acces la bani, chiar dacă ți-ai propus să investești pe termen lung, poate că ai nevoie de bani la un moment dat și atunci printr-o cerere de răscumpărare poți avea acces la ei. Și un avantaj foarte important e accesibilitatea. Practic ai acces la, spuneam mai devreme, trei moduri de a face bani: muncă, asumare calculată de risc și noroc. Ei bine, aici ai acces la munca unor profesioniști care
își dedică timpul și abilitățile și experiența pentru a urmări investițiile investitorului. De asemenea, ai acces la piețe pe care poate n-ai putea investi în mod direct sau n-avea cunoștințe sau timpul necesar pentru a face aceste explorări sau cercetări. Poți avea acces la piețe din Asia, din Statele Unite, din America Latină și așa mai departe, printr-o singură achiziție de unitate de fond. E foarte posibil acest lucru și de asemenea ai acces la clase de active, de exemplu, la care nu ai putea investi direct sau pentru care investiția directă ar implica niște costuri ridicate, iarăși la nivelul fondurilor de investiții, pentru că se pun bani la oaltă de la mulți investitori, se adună sume mult mai mari acolo, se depășesc acele costuri fixe care există pentru orice tranzacție și atunci pe medie costul unei astfel de investiții e mult mai redus și mult mai accesibil.